Controlele pompierilor prin cluburi, baruri și restaurante din Roșiori de Vede s-au soldat cu localuri închise și amenzi. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Telorman au închis în urmă cu câteva zile două unități de alimentație publică de pe raza municipiului și au aplicat amenzi usturătoare pentru nerespectarea normelor legale. Urmarea încălcării grave a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului la vecinătăți sau în interiorul edificiului, prevăzute de hotărârea de guvern 915/2015, la 15 dintre obiectivele controlate s-a dispus măsura complementare de oprire sau suspendare a funcționării ori a utilizării construcțiilor respective. În ceea ce privește în municipiul Roșiorii de Vede, aceste controle s-au efectuat zilele trecute, respectiv un număr de două până la această dată, s-au dispus măsura complementare pentru două dintre obiectivele economice din Roșiorii de Vede, respectiv suspendarea activității. Amenzile au fost în cuantum de aproximativ 200.000 de lei. Alte trei localuri din Roșiorii de Vede au fost închise chiar de patron pentru intrarea în legalitate. Chiar dacă acestea măsură i-a scăpat de amenzi, nu își pot relua activitatea până nu respectă toate cerințele impuse de legislația în domeniu. Impactul acestor măsuri este atât economic cât și social pentru operatorii economici și zecile de angajați trimiși acasă în acest timp.